Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu, suntem în 18 iulie 2021 și astăzi vreau să vorbim despre telefoanele ieftine de la Samsung, despre gama lor de buget, începutul gamei medii și de ce nu cred că în acest moment merită să achiziționați aceste telefoane. Înainte să intrăm în detaliile tehnice, aș vrea să vă explic puțin ce încerc să fac eu cu acest videoclip. Sunt două aspecte pe care le voi discuta. O dată, Samsung, după cum probabil majoritatea știți, este marca dominantă pe Android în România și nu numai, în lume. Este văzută ca o marcă premium, au realizat acest lucru fiind producător de mulți ani, marketing, produse decente și așa mai departe. Anul trecut în România, din două telefoane Android vândute, unul a fost Samsung. Deci, practic, îi domină piața românească. Și atunci, normal, fiind o marcă premium, fiind o marcă ce dorește să fie văzută ca o marcă premium, telefoanelor bune costă mai mult. Nu veți găsi în niciun caz la Samsung telefoane ieftine și bune. Asta nu a prea fost cazul nici în trecut și nu o să fie, cred, nici în viitor, pentru că ideea de ieftin și bun contrazice însăși esența unei mărci premium. Așadar, dacă vreți raport preț-calitate imbatabil, nu la Samsung îl veți găsi, la bani puțin nu veți găsi telefoane extraordinare. Sunt alte mărci care oferă acest lucru, am tot vorbit despre ele, abonați-vă la canal și veți afla ce telefoane au un raport preț-calitate extraordinar. Vorbim de telefoane în general, Xiaomi, Motorola, Realme și așa mai departe. Deci, Samsung, prin definiție, este o marcă premium. Nu ne putem aștepta să fie super ieftine și un raport preț-calitate foarte bun. Dacă vrei un telefon Samsung bun, trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar. Acesta este primul aspect pe care vreau să-l subliniez în acest videoclip. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că în acest moment, de vreo lună, o lună și ceva, am observat o creștere a prețurilor la telefoanele mobile în România. Și posibil să nu fie acest lucru valabil doar în România. Am văzut-o la Samsung, am văzut-o și la alți producători, inclusiv producători gen, după cum spuneam, Xiaomi, Realme, care se concentrează pe zona de buget în general. Este o creștere a prețurilor cauzată probabil de motivele pe care le-ați tot auzit în presă cu lipsurile pe zona de chipuri, de componente, datorită COVID, datorită anului trecut, datorită cererii foarte mari, datorită zonei afectate de minarea pentru Bitcoin și alte monede blockchain, care au făcut producătorii să-și, de chipuri să-și concentreze producția pe producția de plăci video în principal și să lase această piață a smartphone-urilor pe un plan secundar. Este și în domeniul auto această lipsă de chipuri și o criză a producției. Probabil că asta este unul dintre motive. Al doilea motiv probabil că este creșterea inflației. La modul general, ați văzut, foarte multe prețuri au crescut în ultima vreme și așteptați-vă că acest trend, din păcate, să continue. Așadar, avem două motive care mă fac în acest moment să nu vă recomand telefoanele Samsung din zona de buget. Odată, Samsung, după cum am spus, se dorește să fie văzut ca o marcă premium, automat cer un premium pentru telefonelor bune, dacă vreți telefon Samsung bun, costă în plus. Și doi, creșterea prețurilor. Nu știu exact unde se va ajunge. După cum am mai spus, încerc să vă aduc la cunoștință când sunt promoții, că sunt noutăți interesante. Nu au prea fost, din păcate, în ultima vreme. Asta a fost unul dintre motivele care n-am prea mai făcut videoclipuri luna asta, dar o să încerc să mă adaptez și să vă fac recomandări acolo unde este posibil. Ce cred eu că ar fi util? Ar fi util să mergeți pe Facebook, să căutați telefonul lui Cosmin, este pagina mea de Facebook, să dați like și să dați urmărești, alegeți favorite și automat veți primi toate noutățile. După cum vedeți aici, postez tot timpul când sunt promoții interesante, pe care eu le consider interesante, raport preț-calitate foarte bun. Și când e momentul să acționați dacă vreți să cumpărați un telefon. Așadar, ca să fiți la curent, să nu ratați noutățile, să nu ratați promoțiile, scăderile de prețuri, în momentul în care chiar merită, mergeți pe Facebook, căutați telefonul lui Cosmin, dați like și dați urmărești la favorite și o să fiți tot timpul, o să vă informez tot timpul, mult mai rapid decât pe YouTube, merge chestia asta, ca să nu ratați promoțiile interesante, tot mai puține, din păcate, în ultima vreme, sper să nu continue acest trend, de pe piața românească. Așadar, revenim la Samsung. Videoclipul ăsta nu este făcut ca să doboare cumva imaginea Samsung sau
ceva de genul ăsta, nu am nimic cu nicio marcă, în mod special, caut în principal raportul preț-calitate. Samsung are telefoane bune, o să vorbim despre ele dacă așteptați până la finalul videoclipului, o să fac și un videoclip separat despre telefoanele care merită de la Samsung, am mai făcut unul, acum vreo lună și ceva dacă nu mă înșel, îl veți găsi în lista cu videoclipuri a canalului. Abonați-vă la canal dacă vreți să fiți la curent cu toate informațiile astea. Așadar, nu cred că Samsung este singura companie care are telefoane ce nu-și merită banii. Sunt și de la Xiaomi, da, care în general oferă telefoane ieftine cu un raport preț-calitate bun. Au și telefoane care nu merită în ultima vreme. Sunt și de la alți producători, Motorola, Realme, după cum spuneam. Huawei, din păcate, este tot mai absent din peisajul românesc și nu numai, știți problemele cu Huawei. Deci, piața se concentrează, din păcate, pe anumite segmente și lucrurile, cel puțin momentan, nu încurajează o concurență acerbă între producători și din cauza asta prețurile sunt care sunt. Bun. Hai să intrăm să discutăm despre fiecare telefon în parte, să vedem de ce nu își merită banii. Și începem cu cel mai ieftin, cu A02S, Samsung A02S, da? Deschidem link-ul. Demag, mă rog, nu contează, 600 de lei. Bun. Mergem la specificații. După părerea mea, dacă specificațiile sunt praf, telefonul chiar nu își merită bani. Adică n-are rost să fie un telefon care se mișcă oribil. Acest videoclip este o analiză a specificațiilor fiecărui telefon, pentru că ele ne spun foarte, foarte multe. Așadar, din păcate, site-urile românești, Mag și nu numai, ne dau destul de puține informații concrete despre ce specificații are un telefon. Procesorul, de exemplu, nu ne spune modelul, ne spune 1,8 GHz. Ok, 8 nuclee, foarte puțin. Vedem însă 32 GB memorie internă și 3 GB de RAM. Aici, din start, intrăm în discuțiile pe care le-am mai avut, de asta zic, cei care mă urmăriți știți despre ce e vorba, cei care nu m-ați urmărit, abonați-vă la canal ca să înțelegeți cum funcționează piața asta și ce telefoane merită să achiziționați. 3 GB de RAM în 2021 este foarte puțin, mai ales pe un telefon nou. Fugiți de așa ceva. În 2021, minimorum cât vă recomand la memorie RAM la un telefon nou este 4 GB de RAM. Și aia o recomand cu inima îndoită. Pentru că luați un telefon pentru un an jumate, 2 ani, de obicei, unii chiar mai mult. Dacă luați deja de acum cu 3 GB de RAM, care este insuficient pentru ca aplicațiile să meargă fluent, să meargă fluid, să nu aveți probleme, aplicații, jocuri și așa mai departe, închipuiți-vă cum va merge telefonul ăsta peste un an jumate. De asta zic 4 GB de RAM minim. Și 4 GB de RAM este minimorum. Eu v-aș recomanda să economisiți, să luați un telefon cu 6 GB de RAM în 2021, dacă vreți să meargă un an jumate de ani de acum încolo, să meargă rapid, să meargă fluid și să nu aveți probleme. Deci 3 GB de RAM din start pentru mine s-a descalificat telefonul ăsta, dar haideți să mergem pe GSM Arena și să vedem mai concret. Era A02S sau A02S. Ok, bun, A02S. Un display PLS IPS, nu vreau să aflu ce înseamnă asta, nu e nici măcar LCD, deci 6,55 HD, nu este Full HD. Procesorul este un Snapdragon 450. Procesorul ăsta era decent acum 2 ani. Închipuiți-vă cum este astăzi. Cu 4 în față, Snapdragon cu 4 în față este seria ieftină de la Snapdragon, seria de început. 450 de acum 2 ani era decent, acum nu vreți să știți. Se va mișca, cu siguranță. Însă nu e extraordinar în niciun caz. 3 GB de RAM, v-am spus, nu are rost să discutăm. Și o chestie foarte importantă care mulți reviewer și multe persoane pasionate de domeniul ăsta nu o cunosc și nu o studiază, nu își dau seama. Memoria internă. Avem 32 GB. Decent, dacă nu ai multe poze, filmulețe, treacă, e minim, minimorum, dar zic, nu mă incomodează. Însă, este tipul eMMC 5.1. E oribil, pe scurt, deci e oribil. Este foarte lentă, stochează greu informațiile, le redă greu, fugiți de ea. Unde vedeți MMC, fugiți. Ca să fie un telefon care va merge decent, trebuie ca această memorie internă să fie UFS 2.1 minim.
UFS. Țineți minte, o să vedeți la telefoanele mai scumpe, la Samsung și numai UFS. Da? Deci EMC 5.1 e oribilă, 3 GB de RAM oribil, procesorul slab. Deci telefonul ăsta se va mișca, ecranul, nu vreau să mă gândesc ce calitate este, telefonul ăsta se va mișca oribil. N-are rost să analizăm restul specificațiilor. Bateria 5000 mAh e bună, cam atât. Deci bateria va ține mult. Deci slab, n-are rost să discutăm despre el. A02, M11, următorul. M11, 32, 4G, 32 memorie internă. Da, hai să mergem să vedem cât RAM are, dar vă spun eu că nu mult, 3 GB de RAM. Bun, din start. Hai să mergem aici să vedem detaliat. M11, Samsung M11. Acum iarăși, unii dintre voi a mai făcut videoclip ceva de genul ăsta acum 2 ani de zile sau un an jumate, dacă nu mă cer. Și unii dintre voi, domnule, am acest model, merge foarte bine, sunt mulțumit, supărați. Oameni buni, în momentul în care e în telefon, te adaptezi la el. Dacă n-ai mai folosit telefoane puternice înainte sau telefoane rapide, nu știi cum funcționează un telefon rapid. Cât este de fluid, cum încarcă aplicațiile, cum încarcă pozele, cum funcționează experiența de în utilizare pe ansamblu. Deci dacă voi ați folosit telefoane slabe, telefoane din gama super ieftină, problema este că nu știți cum funcționează un telefon bun și atunci nu știți la ce să vă raportați și spuneți, da, merge bine. Dacă v-aș da un telefon mai puternic, substanțial mai puternic, nu mă refer acum la un telefon de 2000 de lei, 3000 de lei, nu, la un telefon de la o altă marcă, la 1000 de lei, la 800 de lei chiar, ați rămâne șocat, ați spune, wow, nu-mi vine să cred cât de bine se mișcă. Deci, nu chiar nu mă interesează discuțiile genul, eu am acest telefon, merge extraordinar. Aceste specificații îmi spun că este oribil. Merge extraordinar pentru că nu ați experimentat altceva. Punct. Luați un telefon bun, un telefon decent, urmăriți videoclipurile mele, abonați-vă la canal, luați un telefon pe care eu vă spun că o să meargă bine, la bani puțin și o să vedeți diferența. Și atunci o să spuneți o părere pertinentă. Bun, revenim la ăsta. Așa, deci, același display, PLC IPS, nu e nici măcar LCD, deci bun, Snapdragon 450, e cam aceeași configurație, oameni buni în mare, cam același telefon, aceeași configurație. Au schimbat puțin numele și eu știu, două, trei chestii esențiale. Deci procesorul de acum 2 ani, decent acum 2 ani, acum nu vreți să știți, e depășit. Memoria EMMC 5.1, fugiți de ea, 3 GB de RAM. Slab, oribil, nu, mulțumesc. M11, A02S, M12. Poate avem noroc cu ăsta, ziceți. N-avem, vă spun eu că le-am verificat pe toate. Bun, M12. Hai să vedem la specificații, multe poze frumoase și cam atât. Nu pozele contează, credeți-mă. Bun, 4 GB de RAM. Hopa, primul telefon cu 4 GB de RAM de la Samsung. Da, și costă 700 de lei. Bun, hai să vedem. Cât era? M12, da. Hai să vedem ce ne oferă. Același display cu 90 de Hz. Ok, e o îmbunătățire în sensul că nu e standard 60 de Hz, 90 de Hz, teoretic să fie mai decent, dar nefiind nici măcar LCD, PLS, nu vreau să știu ce înseamnă asta, fugiți. Exynos 850, e un procesor la Samsung, Exynos-urile, l-am studiat slăbuț. Probabil o idee mai bun decât cel de înainte, cel Snapdragon 450, dar nu vă așteați la miracole. 4 GB de RAM din fericire, dar uitați-vă aici, memoria este aceeași EMMC 5.1. Deci, telefonul ăsta este mai bun decât celelalte două, o idee, dar nu foarte, foarte mult. Nu veți simți o diferență notabilă. Display-ul este tot junk. Doar 1 GB de RAM în plus, memoria internă este tot varianta slabă, EMMC-ul ăla. Procesorul este o idee mai decent, dar credeți-mă, am studiat topurile, chart-urile, review-urile făcute cu el. Este un procesor slow, slăbuț, făcut pentru o utilizare. Dacă era memoria UFS 2.1, ok, la banii ăștia 700 de lei, un Samsung cu UFS 2.1, treceam peste ecran, peste procesorul slăbuț, ok. Dar în configurația asta cu memoria respectivă, EMC-ul ăla și cu procesorul ăsta slăbuț și glanul ăsta, n-am cum să vă recomand așa ceva. Deci M12, out of the question. A21S, 760 de lei.
Deci hai să ne uităm puțin. Prima a fost A02E600, M11E630, M12E700 și acum A21S760 de lei. Deci prețurile cresc, da? Cât era A21S? Ok, A21S. Același display, au dispărut și 90 de Hz, deci revenim la display-ul ăla, la primul model, Exynos 850, deci ăsta e mai slab decât ăla dinainte. Hai să vedem câți RAM are A21S ăsta. Au lăsat 4 GB sau au trecut-o la 3 GB? 3 GB, normal. Ok, deci memoria, o vedeți aici, asta e. EMMCR, țineți literele astea. Vedeți astea, fugiți. Sunt oribile, merge execrabil. Ăsta e mai slab decât ăla înainte, care vorbeam, decât M12. Deci mai bine luați M12, adică ecranul nu are nici 90 de Hz, procesorul este identic, memorie 3 GB de RAM față de 4 GB și avem tot memoria internă foarte, foarte slabă. Ok, deci A21, no way, așa ceva. A21S, A21S, A12, oare o fi ăsta ceva de capul lui? Hai să vedem primul rând câte memorie are. 4 GB de RAM. Bun. A12. Ecranul e la fel, oribil, nici măcar 90 de Hz. HD, nu Full HD. Helio P35. Aoleu. Nu. Procesorul ăsta este la fel, foarte, foarte slab. Ăsta este, cred că este mai slab decât Snapdragon 450. Știi cât Exynos. Deci nu. Până acum, o vedeți, EMMC 5.1. Deci până acum, dintre astea, A12 este 816. Bun, dintre astea, cel mai, n-aș putea spune acceptabil, dacă chiar nu aveți bani mulți și chiar nu vreți să economisiți puțin și chiar vreți neapărat Samsung, luați M12-le ăsta. Este neacceptabil din punctul meu de vedere, însă, dintre cele din această gamă pe care tocmai le-am prezentat, este cel mai răsărit, dacă putem spune așa. Adică are măcar un 4 GB de RAM, are 90 de Hz la display, are procesorul la mini-minimorum. Ok. Deci A12... Nu. Procesorul ăsta MediaTek Helio P35, slab, slab. A21 e, s-am vorbit. A22. 880 de lei. Haideți să vedem, poate... Poate. A22, specificații, 4 GB de RAM, bun. Hai să vedem detaliat pe GSM Arena. Cam așa se analizează puțin un telefon înainte să-l cumpărați. Asta e minim-minimorul cât puteți face. Urmăriți un videoclip de-a meu, învățați puțin cum să vă uitați pe GSM Arena la specificații, pentru a nu vă trezi că cumpărați geamuri. Nu o reclamă, face telefonul, nu că mi-a spus un prieten care și de ce, nu dume de-astea. Sau un review, eu știu, făcut de tot felul de review-uri care, sincer, pur și simplu scot rumeguș pe gură. Adică, pur și simplu, nu știu, primesc niște, mai ales ăștia mai mari. Sunt și acolo diferență. Sunt câțiva oameni, ok? Nu mă refer doar la România aici. Mă refer pe ansamblu, pe piața mondială. Însă sunt mulți care pur și simplu îi vezi că nu spun nimic cu adevărat interesant. Spun, eu știu, display, arată puțin, nu prea critică, nu oameni. Spuneți adevărul. Ok. Hai să revenim la telefon. Deci A22. Despre ce vorbim? Super AMOLED. Primul telefon de care am discutat dintre care am discutat până acum care are Super AMOLED. Samsung este renumit, apropo, de cei care veți spune că lovesc Samsung și vorbesc de rău, nu asta vreau să fac. Vreau să vă deschid ochii. Samsung are și telefoane bune, vorbim de pe la sfârșit. Samsung este cel mai bun din lume, clar, categoric, la producția de display-uri. Deci display-urile lor sunt cele mai bune. Dar depinde ce display. Dacă vorbim de PLS-ul ăla dinainte, nu mulțumesc, nu vreau așa ceva. Super AMOLED, da. 90 Hz, da. Deci ăsta este un display bun. 6,4 inch, este HD, nu este Full HD. Ok, trec peste astea. Este Super AMOLED, 90 Hz. N-are 60 Hz, e mai bun. E un display bun. Bun. MediaTek Helio G80. Procesorul. Nu este extraordinar. Este, de ce nu o spun, este acceptabil. Are o vârstă, 12 nanometri, dacă era un G85 era mult mai ok, însă este
răsărit față de restul. Da? Este un procesor cu care puteți să faceți niște lucruri minimale, să meargă cât de cât. Deci, display-ul îmi place, procesorul nu îmi place, dar față de restul treacă, meargă. 4 GB RAM, 64 GB memorie internă. Stați așa, cât avea asta? 64 GB memorie internă, dar din păcate revin aceste litere care continuă să ne lovească. Și asta este problema. Samsung, ok, am înțeles că telefonul e foarte ieftin, nu poți oferi mai mult, dar asta este 880 de lei. Nu e scump, nici într-un caz nu vreau să spun asta. Dar totuși, oferă la banii ăștia un UFS. Pune un UFS 2.1, memorie internă. Asta omoară telefonul. Deci, pentru că asta e memoria, ci 64 GB de RAM ăștia sunt. Dacă era UFS, e o memorie mult mai rapidă. Dacă fiind asta e MMC-ul ăsta, aici veți stoca pozele, aici veți stoca aplicațiile. Asta este hard drive-ul vostru, da? E diferența ca și cum ai avea un hard disk din ăla de 5400 de rotații într-un laptop, dacă știți unii dintre voi la ce mă refer, și îți cumperi după aia un SSD puternic, că și la SSD-uri sunt multe detalii, atenție, nu toate SSD-urile sunt la fel, după tot se va schimba total. La fel este cu telefoanele astea, deci dacă memoria de stocare este MMC, poți să pui restul orice vrei tu bun, că ai pus fundația greșită, salut, sănătate, nu. Deci, nu pot să recomand dintre cele de până acum, cât este A22, ăsta este 880 de lei și M12 era 700 de lei. Este mai bun decât M12, da. Categoric este mai bun display, procesor, o idee. Ok. Voi știți. Eu personal nu vă recomand niciunul, vă recomand să economisiți bani și să luați altceva. Dacă nu vă permiteți telefoane Samsung mai scumpe de care voi vorbi la final, nu sunt multe din păcate în acest moment, atunci puteți alege de la alte mărci. Este Poco, este Xiaomi, este Realme, este Motorola, sunt telefoane în zona asta de preț, până în 1000 de lei, mult mai bune din punct de vedere al performanței și a ceea ce oferă. Cam display, într-adevăr, display-ul ăsta este bun, care l-are pe el, cam atât. Restul nu prea am face cu ochii. A20S, ăsta nu am vorbit de el, cred. De A21 am vorbit, dar nu cred că A20S-ul este ceva de capul lui. Nu, are măcar un IPS, nu este PLS. Snapdragon 450. Hai să vedem cât RAM are asta. 4 GB de RAM. Aceeași memorie internă. Deci nu. Mai bine luați decât A20-ul ăsta. Mai bine luați A22-ul, categoric. A21 s am vorbit de el, A22, A12 am vorbit, A22, ok, văd că urcă prețul la A22, A32. Haideți să vedem ce știe acest A32. Deja am sărit de 1000 de lei. Vedeți aici. 1000 de lei o zonă de preț importantă. Deci la banii ăștia peste 1000 de lei și Samsung ar trebui să ofere ceva. Hai să vedem A32 ăsta ce oferă. Credeți că oferă 6 GB de RAM? Nu. 4 GB de RAM. A32. Este 5G? Stați așa. 5G, da. Bun, ok. A32. 5G. Atenție, diferență între ele. Deci tot timpul uitați-vă la varianta 5G și non-5G pentru că sunt câteodată, nu neapărat 5G este mai bună, credeți-mă. Bun. Hai să vedem ce oferă telefonul ăsta. Ecran TFT. Din start am început cu stângul. Deci, în loc să ofere Super AMOLED ca și la A22, oferi TFT. 60 Hz, cu siguranță nu e 90 Hz. Deci, ecranul este mult inferior cel de la A22. Și HD, nu e Full HD, ok. Procesorul, în schimb, este superior. Este MediaTek Dimensity 725G. Este un procesor bun. Nu extraordinar, dar un procesor bun. Ok. Mă ia căscatul de la plictiseala asta de telefoane total neinteresante și cu niște, nu știu, cum au putut gândi combinațiile astea. Cred că totuși Samsung este în pană de idei în momentul ăsta. Samsung, fă ceva. Ai avut momente când ai avut telefoane mai bune în zona asta de preț, un raport preț-calitate mai decent. Astea sunt efectiv combinate cu picioarele. Adică pui un ecran bun la A22 și la asta care trece de 1000 de lei pui un ecran TFT și 60 Hz și HD.
Ok, tu care ești specialist în ecrane, specialistul numărul 1 mondial. Bun. Deci procesorul este bun. Memoria e 64 GB, 4 GB de RAM. Nu mai scrie, din păcate, eMMC-ul ăla, din fericire nu mai scrie eMMC, dar din păcate nu-mi scrie nici UFS 2.1. Am căutat în alte părți, nu am găsit detalii, dar cred totuși, sper că la acest telefon, la gama asta peste 1000 de lei, nu au pus în niciun caz o memorie total inferioară, gen eMMC-ul ăla. Deci cred că este UFS 2.0, măcar 2.1, ceva de genul ăsta. Deci telefonul ăsta se va mișca binișor. Are 4 GB de RAM, la banii ăștia găsești cu 6 GB de la alți producători fără niciun stres, însă bateria văd că este puternică, însă va fi tras în jos de ecran și de cei 4 GB de RAM. Acum voi știți. Eu vă spun ce prețuri sunt și ce oferă telefoanele astea. Personal, oricând, oricând aș lua alte telefoane în zona asta de preț. Vreți să vedeți ce telefoane? Abonați-vă. Săptămâna viitoare fac videoclip cu telefoanele care își merită banii până în 1000 de lei. Și vedeți acolo. Deci A32, v-am spus ce e cu el. Asta nu ne interesează, că nimeni nu cumpără sau nimeni. Foarte puține persoane cumpără așa ceva. A42. A42, din păcate, este și ultimul produs în stoc, ultimele trei produse, mai găsim, la 1700 de lei. Acum, nu știu, o lună jumătate, când am făcut eu clipul ăla despre Samsung, uite, o să pun linkul la videoclipurile cu Samsung în descrierea videoclipului ăsta să vedeți. Am făcut câteva videoclipuri cu Samsung, telefoanele care merită, acum o lună jumătate, 2 luni, nu mai știu exact. Era mult mai ieftin telefonul ăsta A42, era mult mai ieftin A52. 1900 de lei, 2000 de lei A52, pe bune. Erau mult mai ieftine 5G, bun, erau 1500, 1600, nu mai știu. Pun linkurile la videoclipuri și uitați-vă de curiozitate dacă aveți. Oricum nu mai contează că prețurile s-au schimbat. A42. Haideți să vedem și cu A42. Și telefonul ăsta știu că am utilizat unul o perioadă scurtă de timp, pentru că eu schimb foarte des multe telefoane. Super AMOLED ecranul, ok, e bun, nu e 90 Hz, din păcate 60 Hz, dar e ok ecranul. Snapdragon 750 procesor, e un procesor bun. Da, e un procesor bun spre, nu extraordinar, dar foarte bun. Vedeți, primul la care apare, UFS 2.1 memoria internă. Mulțumesc. Dar la prețul ăsta, 128 GB de RAM, 4 GB memorie internă. 128 GB, scuze, memoria internă, 4 GB RAM. Puțin, 4 GB, la acest preț așteptam un 6 GB de RAM. Deci, ecranul e ok. E HD, nu e Full HD, nu este extraordinar. Ecranul de pe A22, care e jumate de preț, era mai bun decât ăsta. Dacă vine să credeți asta, spun, nu știu cine de la Samsung gândește configurațiile astea. Și dacă nu se vor trezi, o să vedeți. Xiaomi a ajuns locul 2 mondial. Vreau să fac un videoclip și despre asta. Despre ce mărci de telefoane domină în acest moment piața mondială, care e locul lor. Și Xiaomi, după cum spuneam, au ajuns locul 2 mondial, după Samsung. Și tocmai unul dintre motivele acestea este, cine vrea să cumpere un telefon Samsung decent, la bani decenți, adică până în 1500 de lei, ok, un Xiaomi să zic eu 1000 de lei, bun, este, tu vrei neapărat să iei Samsung, să găsești un Samsung comparabil pe la 1350, 1400, 1500 de lei, cu un 50% în plus. Eu zic că e suficient. În acest moment nu găsești. Asta e problema. Așadar, revin la telefonul ăsta. Ecranul HD, AMOLED, ok, decent, procesorul bun, memoria internă UFS 2.1, 4 GB de RAM, bateria e mare, camera e decentă, telefonul e ok. Era ideal să fie cu 6 GB de RAM. Problema este că la 1400 și ceva de lei, ultimul produs în stoc. 1589, ultimele trei produse. Vrei ăsta la 1699? Hai să vedem, poate că ăsta ne-l dă cu 6 GB de RAM. Poate are variantă cu 6 GB de RAM? Da, are variantă. Hai să vedem, poate ăsta e cu 6 GB de RAM, de asta e mai scump. Nu, 4 GB de RAM. Nu. Nu vă pot recomanda să dați atâția bani pe un telefon Samsung cu 4 GB de RAM în iulie 2021.
O să vedeți când fac videoclipul cu telefoanele care merită, de ce. A52. A52 era telefonul pe care l-am recomandat în videoclipul de acum 2 luni de la Samsung din zona medie. Era în jur de 1500-1600 de lei și A52 5G merită pentru că are tot ce n-are A42 și vă arăt imediat. A52 5G. Ok. Super AMOLED 120 Hz. Bam, foarte bun ecranul. Full HD, foarte bun. Snapdragon 750 ca și A42, foarte bun. 128 GB, 6 GB de RAM. Super. E UFS 2.1, vă spun sigur. Cameră bună. O cameră cu OIS, Optical Image Stabilization. Un detaliu, caracteristică specifică doar telefonilor de top, telefonilor premium. Deci, are și niște minusuri, spatele este de plastic, nu arată extraordinar, dar este un telefon care se mișcă bine, face poze bune, e ok, l-am recomandat atunci dacă vreți neapărat Samsung. Problema este că în acest moment costă 2050 de lei. Ba, ăsta e 1900 de lei, dar ultimul produs în stoc. 2050 de lei pe un A52 nu văd rostul. Deci, dacă vreți un telefon Samsung bun, un telefon care să vă țină 2 ani de zile de acum încolo, fără probleme, să facă poze bune, și să miște jocurile pe el, să fie fără probleme cu un ecran bun și așa mai departe. Singurul pe care pot să-l recomand din toată lista asta, spuneam că la sfârșit vă spun telefoanele care merită, care sunt bune, este acesta A52 și o să mai fie unul, mi-a vorbit despre ăla, mai scump. Problema este că acum nu mai este 1500 de lei, 1600 de lei, cum ar fi normal, este 2000 de lei, 2050 de lei. Eventual, aveți mai multe opțiuni. 1. Vreți neapărat Samsung, vreți un telefon bun, atunci ignorați toate alea înainte, v-am spus la fiecare minusurile lor. Cele care sunt decente deja costă destul de mulți bani. Vreți Samsung, vreți unul bun, scoateți banul și plătiți 2000 de lei pe ăsta. Luați-l. Dacă nu vreți să dați atâția bani și vă înțeleg, aveți iarăși niște opțiuni. Așteptați, poate apare o promoție. Abonați-vă la pagina asta de Facebook. Eu o să scriu aici când apar promoții. Bun. Nu vreți să așteptați, luați altceva. La 1500 lei găsiți multe telefoane extraordinare de la alte mărci. Credeți-mă, și alea merg, le folosesc de ani de zile, nu orice mărci, nu orice telefoane, stați puțin. Vreți să aflați ce telefoane merită? Abonați-vă la canal, o să fac videoclipuri în care vă voi spune exact ce telefoane merită din anumite zone de preț. Dar le-am folosit de mulți ani, de la diferit și din Motorola și Xiaomi și Realme. Merg, sunt foarte bune, sunt foarte mulțumit de ele. În acest moment am un ZTE. Ok. Sunt telefoane care au un raport preț calitate foarte bun. Le-am recomandat și altor prieteni, sunt mulțumiți de ele. La Samsung îți plătești acești bani pentru brand, pentru marcă, pentru că scrie Samsung și pentru că unii dintre voi sunteți obișnuiți cu sistemul lor, cu skin-ul lor de Android. Însă și Samsung în ultima vreme aglomerează acest skin, bagă ceva bloater, ceea ce nu e ok. Și într-adevăr, și Xiaomi mai face chestia asta, și Realme mai face chestia asta, Motorola nu face chestia asta, deci Motorola, dacă vreți un Android curat, Motorola este telefonul pe care să-l luați, însă și acolo trebuie să fiți atenți. Bun, deci, v-am spus variantele. Și A72 n-are rost ultimele 3 produse, ăsta e deja de 2 ani telefonul, mulțumesc, n-are rost, mai era un A70 pe aici, dacă nu mă înșel la fel, ăsta e de 2 ani telefonul, no way, atâția bani. Avem telefonul de la Samsung care este într-adevăr un telefon bun din toate punctele de vedere, S20 Fan Edition, FEU, dar și aici vedeți că sunt două variante. Este unul 4G, nu vreți să luați telefonul ăsta. Este procesor Exynos, am mai vorbit, asta este slab, consumă bateria, instabil, nu are semnal bun, se supraîncălzește. Mai mulți prieteni mi-au spus asta la acest telefon. Și uitați-vă și pe net, căutați review-urile. Dacă vreți un telefon extraordinar de la Samsung, cu un raport preț-calitate acceptabil pentru Samsung, este S20 FE-ul 5G. În momentul ăsta e 2700, a fost și 2300-2400 de lei. Abonați-vă la pagina de Facebook și o să vedeți că nu o să dacă va cum mai cobor la acele prețuri. Deci, în acest moment, dacă vreți un telefon extraordinar la Samsung, cu spate de sticlă, cameră, display extraordinar, procesor extraordinar, ăsta este Samsung S20 FE 5G. Neapărat, evitați 4G-ul, luați 5G, 2700 de lei. O să pun linkurile în descrierea videoclipului la A52 și de pe Mac și de pe PC Garage și la S20 5, FE 5G,
Deci cele două telefoane, singurele două de la Samsung care acum le recomand, nu mă întrebați de ce nu recomand S20, S20 Plus, nou 20, nu, sunt scumpe pentru ceea ce oferă, sunt foarte scumpe pentru ceea ce oferă, nu merită, cred că am mai vorbit despre ele în videoclipurile trecute, nu-și merită banii, vreți un telefon foarte puternic, de top, cameră de top, display de top, spate de sticlă, design de top, asta este S20 FE U5G. Deci pun linkurile astea două în descrierea videoclipului. Folosiți acele linkuri. Este un mic ajutor pentru mine, fără niciun dezavantaj pentru voi. Abonați-vă la canal. Mergeți pe pagina de Facebook telefonului Cosmin și dați un like și dați un urmărește ca să fiți la curent cu toate noutățile. Aștept comentariile voastre, sunt sigur că o să fie o groază de comentarii. Eu am telefonul ăla și merge extraordinar și ok, v-am spus părerea mea. Scrieți-le totuși acolo dacă vreți, nu e nicio problemă. Dacă voi aveți alte telefoane Samsung și sunteți mulțumiți de ele, scrieți și despre alea. Poate unele mi-au scăpat de aici, dar eu cred că le-am abordat pe toate care erau într-o zonă de preț accesibilă, să spun așa, până în 2000, iată, 700 de lei. Restul, după cum am spus, nu cred că își merită banii. Sper că ați învățat ceva din acest videoclip. Asta încerc să fac, să vă dau informații care să vă deschidă puțin mintea, să vedeți cum funcționează piața asta și ce telefoane merită și ce telefoane nu merită. Aștept părerea voastră până la următorul videoclip. Numai bine, salutare!